Dacă acest fir până acum a fost gândit ca o extensie a târgului de la Piatra Neamț, ar părea că în ultimul timp lucrurile s-au schimbat. Cel de la Piatra a devenit o extensie a târgului de la Roman. Târgul de la Roman fiind mult mai mare decât cel de la Piatra Neamț. Și aici aș vrea să precizez că două dintre târgurile mari din țară, de la Bistrița și de la Focșani, au fost anulate pentru că producătorii și comercianții au dorit să vină în municipiul Roman la acest târg. Sigur că solicitarea de spații a fost mult mai mare decât am avut noi posibilitatea să oferim, deși, după cum vedeți, târgul s-a dublat ca suprafață. Avem plăcerea să avem alături de noi două personalități ale municipiului Roman și ale județului Neamț, domnul primar Lucian Micu, care este extrem de atent la tot ceea ce înseamnă promovarea municipiului Roman și pentru care îi mulțumim foarte mult, și domnul Vasile Balcan, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din județul Neamț, dar și în România, aflat în topul firmelor agricole, din domeniul agricol la nivel național, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț. O să adresez rugămintea celor doi invitați speciali să ne adreseze câteva vorbe. Bună ziua tuturor, bine ați venit! Ne bucurăm de cea de-a doua ediție a acestor târg, Expofashion la Roman. Cred eu că locuitorii municipiului Roman vor avea posibilitatea ca acum, în pragul anotimpului rece, să își poată achiziționa îmbrăcăminte și încălțăminte de sezon la prețuri competitive, prețuri avantajoase. Ne bucură cuvintele de laudă ale Camerei de Comerț și Industrie a județului Neamț. E adevărat că și din punct de vedere statistic, municipiul Roman a depășit pragul de 50% în ceea ce privește produsul intern brut al județului Neamț, ceea ce înseamnă că ceea ce facem noi aici la Roman este un lucru de bun augur și ne continuăm să mergem mai departe pe acest drum al dezvoltării municipiului Roman și al așezării municipiului Roman pe un loc important, nu numai în județul Neamț, ci și în Moldova. Și iată, dacă e să ne raportăm prin ceea ce spunea domnul Caravan, și la nivel național, având în vedere faptul că alte două târguri de profil au trebuit să fie anulate din cauza târgului organizat la Roman. Ne bucură acest lucru, vine, așa cum spuneam, ca o recunoaștere a potențialului municipiului Roman, potențial pe care noi dorim să-l dezvoltăm și în colaborare cu Camera de Comerț să identificăm și alte posibilități de colaborare, totul pentru a veni, pe de o parte, în sprijinul locuitorilor municipiului Roman, pentru a le da posibilitatea să achiziționeze produse la prețuri cât mai mici, și mai mult decât atât, să încurajăm producția autohtonă, care cred eu că trebuie să fie un deziderat al nostru, al tuturor. Chiar observam câteva dialoguri dintr-o comunitate din Spania, care spunea că ei preferă să achiziționeze produse autohtone, chiar dacă sunt ceva mai scumpe decât cele de import, dar își doresc să aducă un plus de valoare produselor autohtone, să încurajeze producția autohtonă și, de ce nu, în acest fel, să salvăm și locurile de muncă care sunt create la nivelul comunităților noastre. Municipiul Roman a însemnat întotdeauna dezvoltare, a însemnat întotdeauna deschidere față de investitori și deschidere față de producători, mai ales, pentru că asta este cel mai important, să reușim să aducem cât mai mulți producători la nivelul comunității noastre, pentru că doar așa putem să ne ridicăm, pe de o parte, gradul de dezvoltare al municipiului Roman, pe de altă parte și ceea ce înseamnă nivelul de trai al populației.
Eu doresc tuturor comercianților care au venit aici să aibă parte de vânzări cât mai bune, să fie încurajați să vină și pe viitor la astfel de manifestări și, bineînțeles, mult succes organizatorilor, în speță Camerei de Comerț și Industrie a județului Neamț. Vă mulțumesc! Permiteți-mi să urez și eu bun venit la cea de-o a doua ediție a Târgului de Îmbrăcăminte și Încălțăminte de la Roman. Atât vizitatorilor care sper să găsească în exponatele celor 41 de expozanți lucruri și bunuri pe placul dânșilor, produse de calitate și la prima mână, putem spune, deci distribuite direct de producători. De asemenea, expozanților le urez să aibă parte în aceste zile de cât mai mulți vizitatori și, în primul rând, să reușească să convingă cât mai mult din aceștia să le devină și clienți. Succes tuturor! Mulțumesc! Vă mulțumim și aș vrea să vă mai spun că târgul este deschis în perioada 25-29 octombrie, zilnic între orele 10-19. Vă mulțumim și vă așteptăm!